Ei, dragile mele, să mai stăm și noi la o vorbuliță. Mă iertați că între timp o să cos la gherghiful ăsta, dar știți, e un cadou pentru bărbat meu, cu ocazia zilei femei. Ei, ce să fac dacă îl iubesc de atâta timp? Eu nu pot să mă plâng de al meu. Când l-am luat era foarte frumos, era înalt cu măstăcioară și cu părul negru dat cu ulei de nuc. Jurai că e Rudolf Valentin. Ei, rău nu era că era frumos, rău era că se credea și mai frumos. E adevărat că întorceau pe stradă după el capul toate cearele stornistele. Dar și eu cu atenția mărită. I-am ascuns uleiul de nucă și am luat măsuri. Și s-a liniștit. Cu mult timp, mult timp în urmă, s-a mutat la noi în curte Duduca Cici de la telefon. Simpatică fată, blondă. M-am gândit să-i schimb culoare, că se asortează cu gherghiful ăsta. Așa. După vreo două săptămâni, văd că îmi sună la ușă, îmi intră în casă și îmi zice: bonjour, sunt noua dumneavoastră vecină, n-aveți să-mi împrumutați o ceșcuță de oțet? Vai, și unde nu-l văd pe al meu, care zicea că stă întins, știi, pe pat din cauza de nevricale, că pe atunci încă nu se inventase astenia. Vă spun, văd că sare așa ca din pușcă, se repede la bucătărie, se repede la oțet, se repede la ceșcuță și vine cu un păhărel cu lichior de mandarin. Nu serviți? Vai, ce bine, îmi pare că ne-am cunoscut. Hai, zic, nu miroasea bine. S-a prins. M-am gândit, vecina asta mea, aoleu, cam agaț ghergheful ăsta. Ea se tot învârtea prin casă, vai ce casă frumoasă aveți, vai ce mobilă frumoasă aveți. Și întorcea el capul după ea, uite așa, parcă avea gâtul pe rulmenți. Trebuie răsucit, că altfel se rupe. Așa, gata. Știu lucrătura asta de la mama. Tot mama spunea, săraca: foarte bine că ți-ai luat bărbat arătos, dar trebuie legat bine. Nevasta trebuie să ia măsuri. Și am luat. Când a mai venit dumneai să împrumute cică o ceșcuță de oțet, te-am scămoșat. I-am spus: dragă, s-a terminat oțetul. Ea s-a scuzat și atunci mi-a fost așa de milă de ea, săraca. Ah, Doamne! Am vrut să-i dau toată sticla de oțet, dar n-am nimerit-o. Copilării. Anii au trecut. Mă iubești? Îl iubesc. N-am de ce să mă plâng. Cătinel, cătinel. Am trecut și de nunta de argint și eu îl văd frumos, ca în prima zi. Deși nu mai dă cu ulei de nucă pe păr. Au rămas doar trei fire. Pe astea le cos mâini. Mă iertați, sună cineva la ușă? No, nu pentru oțet. Trebuie să fie poștaș cu pensie.